Salutare, prieten! În acest video avem un laptop Apple MacBook Pro, un model din 2009, dacă nu greșesc, da? 2009, după cum puteți vedea, l-am căutat după serii. Avem un procesor Core 2 Duo, 4 GB de RAM DDR3, se poate upgrada, placă Nvidia, și a avut probleme cu hard discul care s-a defectat. Aici este hardul vechi. Mergea foarte greu. Am montat un SSD de 480 de giga de la data. Am curățat acest laptop și în acest material video vreau să vedem dacă mai este bun sau se mai poate folosi un astfel de laptop pentru a naviga pe internet, pentru a avea o conversație. Am mai încercat să instalez pe el sistemul de operare. Pe site-ul acesta de everymac.com putem vedea orice laptop Apple, până la ce versiune funcționează. Acesta merge până la versiunea 10.11.6. Ce nu am reușit, că cei de la Apple nu mai au suport pentru respectiva versiune de OS, nu am reușit să instalez până la acea versiune, doar până la 10.8.5, și am să încerc să pun pe acest laptop și un sistem de operare Windows, să vedem dacă pot să-l aduc la Windows 10, ca să funcționeze cu Windows 10. Rămâneți pe canal pentru a vedea cum decurg lucrurile. După ce s-a terminat de instalat OS 10.6.3, o să facem update-urile necesare. Unele update-uri deja nu mai sunt disponibile pe site-ul Apple, așa că o să mă văd și o șmecherie. Am copiat toate adresele de unde se poate descărca update-urile pentru Mac și aceste adrese se vor introduce în Safari. Vreau să vă menționez că Safari, nefiind actualizat la zi, unele site-uri nu le deschide sau unele site-uri nu o să vă funcționeze normal, o să dea erori de flash, de Java și nu o să funcționeze cum trebuie până ce nu este actualizat. De aceea se copiază, de exemplu, update-ul acesta, se dă command Q pentru copiere și se pune în bara de asta și începe descărcarea pentru respectivul upgrade. După cum puteți vedea, are un giga, durează câteva minute. Oricum, deja el face ceva update-uri de sistem care le mai găsește pe serverile Apple, dar nu toate le găsește. De aceea vă recomand să faceți așa dacă aveți un Apple de actualizat și nu vă deschide pagina corect Safari. După cum puteți vedea, versiunea de OS este 10.9.5. Maverick. Acum se descarcă versiunea El Capitan, care mai durează câteva minute până ce termin de descărcat respectiva arhivă. Atâta este viteza de 1 mega, 1 mega și ceva de pe site-ul celor de la archive.org, că arhiva de instalare de la El Capitan nu se mai găsește pe site-ul Apple, dar eu zic că merită să faceți upgrade-ul dacă mai aveți un astfel de
laptop, adică upgrade-ul în sine, să schimbați hard disk-ul cu un SSD, se va comporta mult mai bine și plus de asta să-l aduceți la ultima versiune care este suportată. Acest laptop suportă ultima versiune 10.11, nu suportă Sierra și High Sierra care sunt 10.12, 10.13, dar este suficient pentru a primi încă actualizări de la aplicații și de a funcționa în parametri. Dacă v-a plăcut acest video, eu sunt Cătălin și vă rog să dați un like, un share și un subscribe. Vă salut!